Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a organizat recent ședința Comitetului Executiv pentru a stabili unele măsuri privind desfășurarea ediției 2015-2016 a campionatelor Ligilor 4 și 5. În cele două serii ale Ligii a 4 au intervenit modificări, atât în numărul echipelor, cât și a componenței acestora. Cauzele acestor schimbări urmând a fi făcute public, probabil mâine, la conferința de presă organizată de asociație. În seria Sud nu au survenit modificări foarte mari în privința componenței, AS Mihai Bravo intrând în serie fără să iasă vreo echipă dintre cele din ediția trecută. În seria Nord s-au produs mai multe modificări în componență. Astfel, au ieșit din serie FC Naipu, AS Unirea Cosoba și AS Crevedia Mare și au intrat AS Unirea Joița, AS Viitorul Tândava, AS Singureni și ACS Voința Toporu. În cadrul aceleași ședințe s-a făcut și tragerea la sorți pentru programele etapelor de joc din ediția 2015-2016, seriile Sud și Nord. Astfel, în seria Sud, sâmbătă 5 septembrie de la orele 17, în prima etapă se vor întâlni ACS Arsenal Malu, AS Progresul Valea Dragului, CSM Dunăra Giurgiu, AS Spicul Izvoru, CSM Unirea Izvoarele, Asociația Sportivă Mihai Viteazul Călugăreni, AS Voința Slobozia, AS Mihai Bravu, AS Argesul Hotarele, AS Viitorul Vedea, AS Prundu, AS Dunăra Oinacu și AS Real Coliba și AS Real Vărăști. După cum a mai anunțat, campionatul Ligii a 4 va începe pe 5 septembrie și fiind câte 14 echipe în serie, nu vor mai exista cazuri în care o echipă să stea în fiecare etapă.